E atmosfera asta de vacanță în mijlocul nostru. Bănuiesc că mulți și plecați. Dacă nu sunt aici. Vreau să vă spun ceva care are greutate mare asupra inimii mele azi. Țin -mi minte că eram la conferința un lucru și în dimineața în care unul dintre cei mai buni prieteni ai mei urma să predice, l-am oprit din predicare. I-am zis înainte să predice, i-am zis, hey man, cred că Dumnezeu are alt plan pentru dimineața asta. Și nu cred că trebuie să predici tu cuvântul lui Dumnezeu. Au știți că este un lucru dificil să faci la un tânăr care are 23 de ani, care s-a pregătit probabil vreo șase luni pentru un mesaj care să-l aducă înainte la 1200 de tineri. Și pe când ești în entuziasmul ăla a faptului că în sfârșit o veni rândul să vorbești într-o conferință, nu știu dacă voi înțelegeți, dar există un feeling pe care tu îl ai. Mai ales dacă uh, vorbești la o conferință mare, există o presiune, există o responsabilitate. Și când vine organizatorul și zice, sau <laughs> so, nu știu dacă trebuie să vorbești dimineața să sunt convins că nu e un lucru ușor. Dar am simțit în dimineața că Dumnezeu îmi vorbește ceva. Am simțit că Dumnezeu îmi vorbește despre ceva la care ne cheamă pe, pe noi ca și comunitate, ceva la care Dumnezeu ne cheamă pe noi ca și casă de rugăciune. Am simțit greutate legat de lucrul ăsta și, uh, sincer, mi-am imaginat că în vara asta o să, știu eu, o să umplem un stadion în România cu tineri și o să fie ceva extraordinar și glorios și prezența Lui Dumnezeu se va manifesta. Asta era în mintea mea atunci. Dar nu, nu s-a întâmplat așa. Chiar deloc. <laughs> Și după aceea, vreo două, trei luni, cred că i-am tot scris la prietenul meu, mi-am tot cerut iertare, eram așa, man, cred că am arătat ceea ce Dumnezeu vrea să-mi vorbească, să o trebuie să mă smeresc, să zic la prietenul meu că mh, probabil am greșit eu, ar fi trebuit să vorbească în dimineața aia, dar de două luni jumate, de două luni jumate, e un verset care mă frământă în omul ontric. Și am vorbit despre ceea ce se întâmplă în inima mea, primată în tabăra de tineret. E versetul ăsta 6 din Psalmul 24. Psalmul 24, versetul 6. Iată partea de moștenire celor ce îl cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. Și Dumnezeu mi-a vorbit cumva focalizarea mea personală va fi din ce în ce mai mult pe zidirea unei generații care cheamă și care caută fața lui Dumnezeu. Zidirea unei generații care cheamă și caută fața lui Dumnezeu. Generații lui Iacov. Și eu cred că din ce în ce mai mult, pe unde voi merge în afară, mesajul meu principal, central, va fi ăsta. Să chem o generație care să cheme și să caute pe Dumnezeu lui Iacov. Dar sună frumos treaba asta. Și e un lucru glorios. Lucrul ăsta. Chiar îi. Să fii chemat de Dumnezeu, să cheme o generație, să cheme și să caute fața lui Dumnezeu. E un lucru extraordinar. Și cred că se va întâmpla. Pentru că ceea ce în planul lui Dumnezeu, dacă noi ne aliniem, merge la îndeplinire. Auzi cu un alt lucru. În dimineața asta, dis de dimineață, Când m-am trezit, nu știu sigur să vă spun lucrul ăsta, pentru că chiar nu știu. Nu știu dacă a fost un înger sau nu a fost un înger, dar am văzut un... ca o dâră de lumină în fața ochilor mei și pe aceea am auzit o voce care mi-a zis lucrul ăsta. Și asta a pus în mine o greutate dintr-o dată. Astea au fost cuvintele ce le-am auzit. A venit vremea bisericii fără Dumnezeu. A venit vremea bisericii fără Dumnezeu. E un paradox între e un paradox între frământarea mea de două luni jumate cu privire la o generație care cheamă și care caută fața lui Dumnezeu și a venit vremea Bisericii fără Dumnezeu. Ce înseamnă asta? A venit vremea Bisericii fără Dumnezeu? Ce înseamnă lucrul ăsta? A venit vremea Bisericii fără Dumnezeu. E un paradox în cuvinte. Biserică fără Dumnezeu. <laughs> biserică fără Dumnezeu nu e biserică, nu? Dar e ceva ce diavolul începe să înfăptăiască în națiunea noastră. Biserica fără Dumnezeu e o biserică care imită. Imită. Care e centrată pe om. O biserică care imită, care e centrată pe om. Știți că noi, oamenii, avem capacitatea să imităm lucruri, să mimăm lucruri, să facem lucruri care sunt doar o imitație, nu sunt ceva autentic. Cuvântul fariseu se referă la oameni care imită ceva, care nu au ei lucrul respectiv, îl doar limită. Îl și putem să avem o imitație de închinare, să știți. Putem să avem o imitație de închinare aici. Putem să avem oameni care imită rugăciunea. Putem să avem predicatori care imită predicarea. Oamenii care imită și biserica fără Dumnezeu e biserica căror oameni, pentru că oamenii sunt biserica, a căror oameni nu îl mai au pe Dumnezeu pe altarul inimilor. Oamenii care duminica vin și vor să te facă să crezi că Dumnezeu e pe altarul inimilor, dar în timpul săptămânii, viața lor, trăirea lor, umblarea lor, nu este cu Dumnezeu. Și atunci când toată săptămâna tu nu umbli cu Dumnezeu, și duminica vii aici și te manifesti într-un fel în care ai da impresia oamenilor că tu ești într-o relație intimă, profundă cu Dumnezeu, înseamnă să imiți ceva ce tu nu ai cu adevărat. Stai cu mine! A venit vremea bisericii fără Dumnezeu. Ăsta e un lucru teribil. Pentru că lucrul ăsta ne face responsabil pe fiecare dintre noi să discernem, să căutăm, să vedem diferență dintre autentic și imitație. Pentru că e ceva ce diavolul clădește pe pământ. Să știți că lucrurile astea sunt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu. În vremurile din urmă vor fi două biserici una adevărată și una falsă. Aia falsă imită pe aia adevărată. Să știți că nu o să mergeți în biserica falsă și o să vă imaginați că acolo stă diavolul așa pe tron și toți îl vedeți și știți că e diavolul. Nu. Biserica va imita lucrarea Dumnezeului Celui Viu. Dar lucrarea nu se va face prin puterea Duhului Sfânt. Iar cuvântul va fi distorsionat. Și eu vreau să vă spun că în România se ridică o astfel de biserică care imită lucrarea Duhului Sfânt și care distorsionează cuvântul lui Dumnezeu. Pavel a vorbit despre asta. Pavel a spus că se va ridica o biserică. Care îi place gâdilitul urechilor, nu predicarea puternică a Cuvântului Lui Dumnezeu. Că oamenii, și e, e șocant ce spune Pavel, Pavel vine și spune că majoritatea oamenilor, în vremea din urmă, vor dori o predicare din aia care să fie diluată, care să te țină în confort, care să spună că tu oricum trăiești, E bine, că nu prea trebuie să faci nimic, că Dumnezeu a făcut totul. Tu doar trebuie să ai așa momentele tale hype în prezența Lui. Și eu zic că văd lucrul ăsta și mă, mă preocupă să văd, că din ce în ce mai mult, în generația de tineri, și aici vorbesc vouă tinerilor, noi definim închinarea aia tare atunci când noi dansăm. Vreau să știți că nu ai închinarea tare când tu dansezi. Sorry. A nu zic că nu există o profunzime a închinării care te duce într-un loc al dansului, că nu vreau să fiu nici legaliști. David a dansat înainte lui Dumnezeu, dar nu de fiecare dată când a început muzica, l-ai văzut pe David. Nu. Au fost niște momente profunde în care inima lui David a ajuns în acel loc. Pentru că există și o închinare prin dans, dar este o închinare prin dans. Cam asta ce văd din ce în ce mai mult în generația tânără. Dacă ajungem să dansăm o fostare, care a fost cel mai fain moment din tabără? Mm. Nu a fost momentul în care am dansat din perspectiva mea. Și momentul în care Dumnezeu ne-a cercetat inimile a fost cel mai tare moment din tabără. Momentul în care ai luat o hotărâre sfântă să trăiești diferit, să umbli diferit. Momentul în care Dumnezeu ți s-a descoperit, ți s-a revelat personal. Momentul în care tu ai înțeles că Dumnezeul celor comunică cu tine și spune niște lucruri pe care tu trebuie să le schimbi, pe care trebuie să le îndrepți, pe care trebuie să le faci pentru a fi mai aproape de El. Na, dar, vedeți, începem să definim în mod fals în mod fals ce este închinarea adevărată și închinarea plăcută lui Dumnezeu. Și asta ne paște și pe noi. Și vreau să fie clar pentru noi. Dragilor, cu cât ne apropiem mai mult de venirea lui sus, cu atât spiritul de înșelăciune pe pământ va fi mai puternic și va cuprinde pe mai mulți. Și biserica aia fără Dumnezeu se va ridica din ce în ce mai sus. Noi am fost creați de Dumnezeu. Fiecare dintre cei ce suntem aici, în acest loc, am fost creați de Dumnezeu pentru a fi fascinați. Și bisericile sunt pline de oameni care nu sunt fascinați de Dumnezeu. M-au zis ce vă zic. Am fost creați pentru a fi fascinați. Lucrurile care te fascinează sunt imposibil să nu le vorbești. Că noi toți vorbim din ceea ce ne fascinează. Dar încearcă-te să te așezi așa, pe nesimțit, așa, lângă oameni și să vezi ce vorbesc. Pentru că oamenii de cele mai multe ori în vremurile noastre vorbesc din... Ceea ce îi frământă sau din ceea ce îi fascinează. Majoritatea oamenilor în generația noastră, acum, vorbesc mai mult din ceea ce îi frământă. E o, e o realitate. Vorbim foarte mult din ceea ce ne frământă. Dar noi vorbim de obicei din ceea ce ne frământă sau din ceea ce ne fascinează. Din ce în ce mai puține conversații despre Dumnezeu auz din ce în ce mai puține conversații în care omul pleacă acasă, nu? Fascinat că au auzit ceva despre Dumnezeu. Auz. Și asta vorbește despre ce se întâmplă, ce se întâmplă în bisericile noastre. Asta vorbește despre ce se întâmplă în inimile noastre. Asta vorbește despre ce se întâmplă în inima mea. Asta vorbește despre ceea ce se întâmplă în inimile fiecăruia. Dar în fiecare spirit uman există un tânjet după a fi uimit, după a fi fascinat, după a fi impresionat, umplut de o uimire, fără sfârșit. Dumnezeu ne-a creat așa, e designul divin al lui Dumnezeu pus în noi. Ne avem nevoie de un sens al uimirii în centrul ființei noastre. O biserică plictisită o biserică plictisită, din punct de vedere spiritual, e o biserică care nu-i fascinată. Și aș putea să ajung în locul ăla în care să-mi cer iertare că uneori predicarea mea nu îi fascinează pe oameni mai mult de Dumnezeu. Pentru că vă spun ce se întâmplă și chiar vreau să vă provoc. Pentru că suntem în era asta a online în care e un trend. Mergi la biserica la care mergi, dar ai predicatori preferați pe alții. Pastorul tău nu e mai vocea principală pentru tine. Și asta îi devine o problemă, să știți. Când pastorul nu e mai vocea ta principală, pentru că atunci nu te mai supui, atunci nu ești mai interesat, ai tu pe alții pe care ascult și pastorul tău e așa, unul dintre ei, că ești în orașul ăsta, nu ești în orașul ăla în care stau ei și atunci, na, meri aici de acolo, dacă ai sta, tânjești după Pff, whatever, habar n-am ce. Poate unii Beiuș, alții București, vă dau niște exemple, alții Arad, Cluj, Cărpiniși? Sau... So. Ascultați-mă bine. Uitați-vă la top 5 predicatori pe care ii aveți. Câți dintre ei au un centru predicărilor pe Dumnezeu? Și câți dintre ei au în centru predicărilor nevoile oamenilor? Mai sunteți cu mine, frați și surori? câți, câți au în centru predicării lor pe Dumnezeu și câți au în centru predicării lor nevoile oamenilor. Pentru că suntem din ce în ce mai mult pe predicarea asta în care Dumnezeu nostru trebuie să ne rezolve problemele. Și începem să spunem patru pași cum să nu mai ai nicio problemă financiară. Și prin unul dintre pași îl menționezi și pe Dumnezeu, dar în el la trei pași e tot despre ce poți tu să faci ca să fii mai ok financiar. Dar vreau să spun că Biblia ne descoperă un Dumnezeu care se îngrijește de noi. Da, un Dumnezeu care are grijă de noi, care ne-a spus căutați împărăția cerurilor, cum? Corect. Mai întâi, ce înseamnă asta? Că împărăția cerurilor trebuie să fie prioritatea numărul unu a credincioșilor. Și apoi promisiunea lui. Nu vezi tu ce lipsă de nimic? A, patru pași cum să fii mai împlinit Cinci pași, cum să ai o căsnicie fericită. Biblia vine și spune că dacă Domnul nu zidește degeaba. Asta spune Biblia. Cine este în centru? Omul sau Dumnezeu? Dar noi mergem la tot felul de seminarii, vrem să ne dezvoltăm personal, în care ni se vorbește mai mult despre cum să faci să trăiești în lumea asta fără Dumnezeu. Și Dumnezeu ne duce la un moment dat în anumite contexte în care ne demonstrează clar că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Și atunci mai avem așa câte o trezire, Vă două, trei luni, din nou suntem pe mehuro, Doamne, pentru tine rup tot și după aceea ne întoarcem la cum putem să trăim noi fără el. Și, dragi eu, eu vă spun că ce se întâmplă, ce se întâmplă este din ce în ce mai greu de identificat și de înțeles pentru noi. Pentru că putem fi foarte ușor duși cu zăhărelu. Am mai spus, poate să fie predicatori care în oratoria lor te țin două ore cu gura căscată și spun tot ceea ce tu vrei să auzi. Tozer. Ați auzit de Tozer? Tozer spunea 10.000 de probleme mai mici se rezolvă atunci când un om are o descoperire a frumuseții lui Dumnezeu. Zece mii de probleme se rezolvă când un om are descoperire de la Dumnezeu. Noi, noi, noi oamenii care am avut o experiență cu Dumnezeu, noi înțelegem că uneori suntem în locurile alea în care te frămânți, transpiri, te chinui săptămâni de zile, te chinui, săptămâni de zile să în, înțelegi ceva, să, să, primești ce trebuie să faci, să știu eu, și săptămâni de zile te... Uu, uu, și vine Dumnezeu și spune două cuvinte, durează nici o secundă, sau două cuvinte de la Dumnezeu și dintr-o dată totul s-a schimbat. Intri în pace, ai lumină, îți dai seama, băi, băi, hello, cum n-am putut să înțeleg eu lucrul ăsta? Și cât durează lucrul ăsta? Zece mii de probleme. Zece mii de probleme. Zece mii de frământări. Se evaporă atunci când ai o descoperire. A gloriei lui Dumnezeu. Vă că suntem în perioada asta în care vrem să construim, n-am făcut-o niciodată, a abar n-avem cum se face, probabil încercăm noi metodele noastre. Nu știu cum e pentru voi, dar am deschis în dimineața asta cuvântul lui Dumnezeu la Isaia 6. Isaia 6. Zice că în anul morsii împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe scaunul, pe un scaun de domnie foarte înalt. Și poalele mantei lui umpleau templu. Și ce se întâmplă aici, în versetul ăsta, e, foarte multă tensiune, dar mulți dintre noi nu înțelegem tensiunea asta. Pentru că împăratul Ozi a fost un împărat care l-a iubit pe Dumnezeu și a domnit 52 de ani în Israel. Și moartea lui a produs ceva în poporul Israel. A produs teamă, frică. Și Isaia, care era și el în frământările lui, îl vede pe Domnul. Știți cum era Dumnezeu? Liniștit. Să Sătea pe cel mai înalt tron Nu știu cât de înalt era Dar zice că o pe un tron foarte înalt da, Nu știu câți metri și avut tronul ăla Când zice cuvântul Dumnezeu Cu un tron foarte înalt Dar Dumnezeu stătea liniștit Și atât mi-a trebuit ca să înțeleg Că Dumnezeu este în control Să stau liniștit ha! Ce mare revelație asta Nu e o... ceva foarte simplu dar când îți vorbește Dumnezeu, lucrul ăsta foarte simplu, dintr-o dată, din neliniște, ajungi într-o pace adâncă, profundă, pentru că El este în control. Dragi, nu știu cu ce vă confruntați personal, dar vreau să vă spun că Dumnezeu stă pe tron și e liniștit. el liniștit. În timp ce se frământă toată lumea asta, în timp ce toată istoria caută răspunsul la o grămadă de întrebări, Dumnezeu stă liniștit pe tron. Și dacă tu îl cunoști pe Dumnezeu ăsta care operează, care conduce întreg universul din acest loc al păcii, al liniștii, și înțelegi că tu ești unul dintre preferații lui, înțelegi că Dumnezeu nu va lăsa ca lucrurile să scape de sub control chiar când vine vorba de tine. Noi avem impresia uneori că lucrurile scapă de sub control, vreau să știți că Dumnezeu stă liniștit pe tron și conduce întreg universul. Liniștit. Așa că m-am liniștit. So, am citit un verset și m-am liniștit. Dar despre Dumnezeu ăsta fascinant, trebuie să vorbim noi mai mult în bisericile noastre. Predicarea noastră trebuie să ducă pe oameni din acest loc al plictiselii la un loc al fascinației divine. Dacă, e, dacă este ceva pentru care să vă rugați, pentru mine personal, e să vă rugați și să cereți Dumnezeu să -i spuneți, Doamne, ia pe omul ăsta, pune cuvintele tale în gura lui, ok, ca să folosesc un limbaj penticostal, ca atunci când venim la biserică și ne vorbești de cuvânt, să rămânem fascinați de tine. Să rămânem fascinați de tine, să rămânem uimiți. Vreau să știți că Dumnezeu o veșnicie întreagă ne va uimi. Dacă nu ați știut lucrul ăsta, vă spun că el are capacitatea, potențialul, puterea ca o veșnicie întreagă să te țină numai cu gura căscată și să zici doar un simplu cuvânt, unul singur. Oamenii care vin și se tot iau de închinare și spun că ce tot repetați cuvântul ăla, acelea trei cuvinte tot repetați acolo de 20 de ori. Vreau să știți că bă, în ceruri, îngerii o ajung într-un loc al lui uimirii atât de înalt încât nu mai pot să spună decât un singur cuvânt care cuprinde totul. Ca să ajungi acolo și să înțelegi ce spune versetul ăsta despre închinarea în ceruri în care se mai spune doar cuvântul sfânt, trebuie să ajungi și tu în loc, într un loc, într-un loc în prezența lui Dumnezeu în care înțelegi că de la un moment dat tu nu mai poți să spui nimic altceva decât că El este sfânt. Mă auziți? Dacă ai fost vreodată într-un loc al lui Mirii, al fricii de Dumnezeu, se poate să fie ajuns aproape de locul al închinării atât de profunde în ceruri, încât omul nu mai poate să spune decât Sfânt. 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 Motivul pentru care se repetă un singur cuvânt este intensitatea închinării. Este intensitatea revelației, descoperirii acestor serafim, a celor care ard, a celor despre care noi avem mai multe întrebări decât răspunsuri. A ști despre serafim în scripturi. Am mai multe întrebări decât răspunsuri despre ei. Nu înțeleg nimic. Nu înțeleg cum au patru fețe, nu înțeleg cum au șase aripi, nu înțeleg sincer aș putea să vă zic așa teologic, să, să cred că să vă aburesc. Spunându-vă că motivul pentru care și acoperă, hai că alea două ori cu care își acoperă uh, fața, pot desuși cumva, dar de ce își acoperă picioarele? Aveți vreo revelație? De ce își acoperă picioarele? Nu, aș putea să vă zic, ceva așa, dar nu știu sigur de ce fac lucrul ăsta. Și au ochi pe dinapoi, pe din afară și pe dinăuntru. Na, imaginează-ți ființa aia cu ochi, cu mulți ochi pe dinapoi, pe din afară și pe dinăuntru. Păi pe dinăuntru ce văd? Organe interne, n-ai prea vrea să vezi. Ce înseamnă lucrul ăsta? E, e, e un mister. E un mister. Dar știți că Serafimii așa contemplă, contemplă frumusețea Lui Dumnezeu. Contemplă frumusețea Lui Dumnezeu. Că sunt atât de fascinați de Dumnezeu, încât stau în prezența Lui, non-stop. Că au liberă voință, ar putea să meargă, dar nu merg. Rămân acolo. Au putere Serafimii ăștia. Dragilor, au putere serafimii ăștia. Și știi, se spune cuvântul Lui Dumnezeu că în timp ce ei rostesc, sfânt, 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 e cu tremur. E cu tremur din pricina glasului lor. Vă puteți imagina ce putere este în ei? Că atunci când rostesc sfânt, 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 se cutremură, se cutremură locul respectiv. Și Domnul totul stă liniștit. Tu cum ai sta la un cutremur așa să se înceapă pe aici, să se miște? Tu cum ai sta? A Domnul stă liniștit. A că Dumnezeu știe că nu se poate întâmpla nimic ce să-l afecteze pe el. Doar gândiți-vă, gândiți-vă. Noi stăm și citim din, din, din cuvântul ăsta al Dumnezeu, dar avem puțină revelație legat de ce e acolo. Dar lucrurile sunt intense, super intense. Și ceea ce știu e că ceea ce i-a transformat pe toți oamenii ăștia din Biblie, a fost descoperirea frumuseții Lui Dumnezeu. Și că cea mai mare nevoie a bisericii azi e descoperirea frumuseții Lui Dumnezeu. Că predicarea trebuie să se schimbe în aceste vremuri și că Dumnezeu trebuie să devină central în predicarea noastră. E un adevăr. Vă aduceți aminte cum a fost schimbat Moise? Moise s-a schimbat când a văzut gloria Lui Dumnezeu a strigat, a fost un strigăt în lui, Doamne, arată-mi slava ta și după ce a arătat Dumnezeu slava lui, Moise a fost schimbat pentru totdeauna. Ce intens a fost întâlnirea lui Moise cu Dumnezeu. Atât de intensă încât i s-a schimbat fața fizic. Omul trebuie să umble cu o cârpă pe față din pricina strălucirii feței lui. Vedeți-vă cum arăta omul ăla. Ezechiel are o revelație. Dacă citiți Ezechiel 1, vă zic cu siguranță, o să aveți dureri de cap. A citit Ezechiel 1 vreodată? Nu? Mergeți acasă și citiți Ezechiel 1. Ca să aveți dureri de cap. <laughs> ce o să iese de aici? Cineva o să taie partea asta și o să zică ce predică la în timp ce citești Cuvântul Dumnezeu, ai dureri de cap. Nu, mă refer la ce spune acolo cum descrie Ezechiel, Heruvimia, caută tu să înțelegi cei pe acolo, cu roțile alea, cum umblă, cum. Zice, cuvântul lui Dumnezeu după aceea, că după ce a avut revelația asta Ezechiel, spune că șapte zile n-a putut să vorbească inteligibil. N-a putut să vorbească inteligibil Ezechiel. Atât de afectat a fost de prezența lui Dumnezeu. Poți să iau pe toți ăștia din Biblie care au avut o întâlnire profundă cu Dumnezeu și știți ce mă preocupă pe mine cel mai tare în timp ce stăm toți aici? E că noi nici măcar nu suntem în locul ăla în care să strige inima în noi. Doamne, vreau să fiu fascinat. Am ajuns atât de plictisiți de ce se întâmplă încât nu avem acea dorință a inimii noastre. Doamne, vreau și eu odată să trăiesc intens, atât de intens încât să fiu răvășit pentru toată viața mea să-mi aduc aminte non-stop, numai când mă gândesc să-mi aduc aminte de locul ăla în care am fost în prezența ta și tu m-ai fascinat și toată viața mea a fost schimbată. Pentru că toți oamenii ăștia din Scripturi au trăit altceva după ce au avut o întâlnire cu Dumnezeu. Dragilor, noi avem nevoie de întâlniri cu Dumnezeu în vremea asta. Avem nevoie de mai mult decât predicare, avem nevoie de mai mult decât rugăciune, avem nevoie de mai mult decât închinare, avem nevoie de întâlniri dumnezeiești care să ne afecteze tot viitorul nostru. Iacov, înșelătorul, băiatul care o furat drept de întâi născut, nu, no, așa a fost. Foșmecher. fost șmecher o fura după aceea de pe la Laban toată averea lui. Dar are o întâlnire cu Dumnezeu. Are o întâlnire cu Dumnezeu. Are o întâlnire cu Dumnezeu într-o noapte în care se luptă cu Îngerul Dumnezeu. Nu știu cum să vă explic cum s-o lupta cu Îngerul Abarna. V-ați luptat vreodată cu Îngeri? I-a dat vreun pumn vreodată la un Înger. Cum s-o lupta cu Îngerul Abarna? Nu știu cum dar rămâne afectat pentru tot vieții lui, tot restul vieții lui. Și Iacov devine un om al lui Dumnezeu, profund. Am predicat la o, la o nuntă, ieri, puțin despre asta. Gândiți-vă că Iacov era atât de intim cu Dumnezeu, încât moartea a așteptat, moartea a așteptat, moartea a așteptat, ca Iacov să profețească la toți copiii lui pe rând. Și sunt convins că Iacov nu s-a grăbit, nu, și-o chema pe toți doi și pe copiii a lui și-o pus mâna peste fiecare și-a rostit destinul și voia lui Dumnezeu pentru viețile lor și apoi și-o pus picioarele în pat și s-a dus unde erau părinții lui și moartea nu a putut să intervine la al șaselea ca șase să nu mai primească revelația, nu moartea așteptat pentru că avea respect știind cine este acest om care umbla cu Dumnezeu. Dar omul ăsta a avut o întâlnire cu Dumnezeu profundă, adâncă, care i-a afectat toată viața. Dar în locul în care eu sunt, am nevoie de întâlnire cu Dumnezeu. De o întâlnire cu Dumnezeu care să mă zguduie, care să mă, una am avut de dimineață în care chiar pot să stau și să mă gândesc, Doamne, Doamne, când tu spui despre lucrul ăsta, eu sunt responsabil într-o biserică. Când tu vorbești despre biserici fără Dumnezeu sau biserică fără Dumnezeu, care a venit vremea ei și eu sunt responsabil într-o biserică, Doamne, Doamne, ce va fi de biserica asta? Oare biserica asta îi o biserică cu Dumnezeu sau fără de Dumnezeu? Pentru că biserica suntem noi oamenii, oamenii, noi oamenii, îl avem pe Dumnezeu pe altar, în centru ființelor noastre, sau e doar o vrăjeală pe care o facem aici în biserică. Pentru că v-am mai spus, noi putem să imităm închinarea, putem să venim duminica și să fim aici și să nu fie nimic aici. Să spunem de aici și să nu fie nimic aici. Iisus a zis, poporul ăsta, mă laudă cu buzele, da inima nu... se departe, departe, departe de mine, de inima mea. Nu știu cum e pentru voi, dar pe mine asta e o tensiune în Ființa mea lăuntrică legată de ce se întâmplă, și știu că am nevoie de o întâlnire cu Dumnezeu care să-mi afecteze Ființa pentru următorii ani, pentru următorul deceniu, pentru următorii 50 de ani. Ceva care să mă zgude din temelii, să mă ducă în locul ăla al fascinației după Dumnezeu. Asta e o nevoie a noastră, să știți. E o nevoie a noastră. Închinarea și rugăciunea trebuie să fie expresii ale unei inimi fascinate. Pentru că închinarea e răspunsul pe care îl dă omul întâlnirii Lui cu Dumnezeu. Dar după felul în care noi ne închinăm săptămânal, se prea poate ca noi să nu fi avut nicio întâlnire cu Dumnezeu. Pentru că de multe ori suntem seci în închinarea noastră. Și dacă închinarea e un răspuns la întâlnirile noastre cu Dumnezeu, avem nevoie să ne întâlnim cu Dumnezeu ca să avem o altă expresie a închinării aici, înainte lui Dumnezeu. Na, în noastre noastre cunoaștem așa de puțin despre puterea Lui și așa de mult despre problemele noastre pentru că ne focalizăm așa de mult pe condiția umană. Da, zvremuri cu mari probleme, toată lumea le știe. Dar dacă ne-am lăsat fascinați de Dumnezeu, am înțelege că Dumnezeu stă liniștit pe tron și Dumnezeu ne-a promis că ne va duce chiar și prin Valea ombre Morții. Și știți ce se întâmplă în Valea Ombrei Morții când umblă oamenii care sunt fascinați de Dumnezeu? Ha? Chiar și Valea ombre Morții se transformă într-un loc plin de izvoare. Dar când trecem noi prin Valea Ombre morți în ultima vreme, nu mă jale, plânse, nu mai ai, greu, rău. Dacă am fi fascinați de Dumnezeu, s-ar schimba. S-ar schimba totul. De aceea avem nevoie de o întâlnire cu Dumnezeu. Nu știu cum e pentru voi, dar pentru mine urmează o lună de vacanță. Haleluia! Din care patru săptămâni o să fiu la biserică, nu știu cât o să fie vacanță, dar Vă spun foarte clar, ca să știți. Focalizarea mea în luna asta e doar pe Dumnezeu. Doar pe Dumnezeu. Ce mă interesează cel mai mult și Dumnezeu mi-a vorbit clar, este un lucru ce beneficiul la ce s-a întâmplat în dimineața asta în ființa mea lontrică. Știu foarte clar că nou sezon, noi vrem să fim tari în cuvânt plin de Duhul Sfânt. Asta e viziunea bisericii. Nu pentru anul ăsta, ci pentru toate generațiile cât va exista Biserica Lumina. Vrem să fim tari în cuvânt plin de Duhul Sfânt. Știți care e temelia? Pentru că despre temelie vom vorbi anul care vine. Temelia e să fii fascinat de Dumnezeu. Când devii fascinat de Dumnezeu, alergi la Scripturi. Știi de ce? Pentru că vrei să fii fascinat. De ce alegi la Scripturi? Pentru că vrei să fii mai fascinat. Dumnezeu ți s-a descoperit atât de tare încât iei cuvântul ăla nu că, boi, Și da, îi, îi, îi un adevăr. Dragilor, îi un adevăr. E un adevăr pentru care noi, ca și biserică, trebuie să ne smerim. Generația tânără nu prea știe cuvântul lui Dumnezeu. Din Biserica Lumina, să știți, generația tânără nu prea știe cuvântul lui Dumnezeu. Copiii din Biserica Lumina nu prea știu cuvântul lui Dumnezeu. Dar trebuie să învățăm pe copii cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm generațiile tinere cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să o lăsăm mai, mai ușor cu petrecerile și mai mult cu statul în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că vrem să fim tari în cuvânt. Dar problema e că nu suntem fascinați. Și atunci nu alergăm la cuvânt. Generația tânără nu-i fascinată și atunci nu aleargă la cuvânt. Dar dacă începi să fii fascinat de frumusețea lui Dumnezeu, o să alergi la cuvântul lui Dumnezeu pentru că vrei să fii mai fascinat. Când descoperi ceva din Dumnezeu, nu rămâi așa, bă, ce fain a fost, nu, vrei mai mult, mai mult. Vrei să cunoști în mod mai profund. Și apoi, plin de Duhul Sfânt, e același lucru. Când experimentezi manifestarea gloriei lui Dumnezeu, când vezi că Duhul Sfânt se folosește de tine, Vrei să fii mai fascinat de Dumnezeu știind că ai e cheia ca tu să mergi mai adânc. În orice lucru, dragilor, în orice lucru, oricine e prezent aici, în orice lucru tu te crezi tare, vreau să știi că ești slab. Slab, 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 slab în comparație cu ceea ce Dumnezeu poate să facă prin tine. Poate crezi că ești tare în profetic. Vreau să știi, nu ești tare în profetic. Poate crezi că ești tare în închinare. Vreau să știi, nu ești tare în închinare. Tare în profetic a fost apostolul Ioan, care a primit întreaga carte Apocalipsă. El a fost tare în profetic. Mă înțelegeți? Că zici și tu două, trei lucruri la un om și te crezi acum tare în profet vreau să știi că nu ești. Tare în închinare a fost David, care atunci când, a, când, când s-a închinat, în mod vizibil, dracii și îngerii s-au manifestat vizibil. Vizibil s-au manifestat îngeri și demoni. Vizibil. Nu ai să fii tare în închinare. Tare în predicare. Vreau să știți că eu nu sunt. Tare în predicare a fost Apostolul Pavel. Tare în predicare a fost Ioan Botezătorul. Ăștia au fost tare în predicare. Când oamenii și-au predicat, s-au zguduit continente, a? asta e tare în predicare. Tare în predicare nu e cum mă duc într-o tabără și sunt o de tine, ridică toți o sută mâna sus și mă, domnul e bun. Nu, nu, asta nu e tare în predicare. Tare în predicare e când se mișcă continentele la auzirea glasului lui Dumnezeu prin tine. Aia e tare în predicare. Ia să vă spun, pe... asta e pentru toți care suntem aici, avem nevoie de întâlniri cu Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ducă altundeva decât unde suntem. Trebuie niciunul dintre noi să nu ne mulțumim cu locul în care suntem. Trebuie fiecare dintre noi să ne echipăm și să folosim ceea ce noi avem. Trebuie să fie un cuvânt pentru toată lumea. Săptămâna trecută am vorbit despre faptul că Dumnezeu a trezit Duhul lui Zorobabel. Știți ce se întâmplă când Dumnezeu îți trezește Duhul? Începi să te implici. Nu mai aștepți. Unii așteaptă toată viața. Până mor așteaptă să se întâmple ceva ca ei, dacă Doamne nu mă pui pe stadion, mă aștept, înseamnă că nu-s pregătit. O să aștepți toată viața și nu o să se întâmple nimic. Dumnezeu mi-a vorbit la începutul vieții mele de creștin. Mi-a zis, folosește ce ai. Folosește ce ai. Pentru că dacă ești credincios în lucrurile mici, vei primi lucrurile mari. Nimeni nu sare direct așa la lucrurile mari ci Dumnezeu testează credința în ta în lucrurile mici. De aceea începe să te implici în lucruri mici. Începe să faci ceva cu ceea ce ți s-a dat. Nu mai sta numai așa să fii consumator de predici, de închinare, de rugăciune. Nu, implică-te în ceva. A, eu sunt întorc la Domnul de o lună, frate. Și ce dacă ești întors la Domnul de o lună? Implică-te în ceva. Implică-te în ceva, lasă ceva în urma ta. Sunt o grămadă de adolescenți, preadolescenți care tânjesc după tineri mai mari ca ei. Ia-ți unul și investește în el. Peste 10 ani o să fie bucuria ta cea mai mare când vezi că unul în care tu te-ai investit. Umblă cu Dumnezeu și face lucrarea lui Dumnezeu. Investește-te în ceva. Nu te investi în șapte de lucruri și nu faci nimic. Investește în ceva și fii credincios. La fel pentru cei din generația celor mai vârstă, frați și surori, n-am citit nicăieri în scripturi că este Evreu vreun loc în care te pensionezi. Pensionar pentru Domnul. Nu există așa ceva. În loc în care ești trebuie să te implici în ceva. Trebuie să fii implicat în ceva, în biserică. Trebuie să fii implicat în ceva. Îi las pe -a mai tineri. Unde scrie asta? Vreau să vă întreb unde scrie asta, că îi las pe ea mai tineri. Nu, noi trebuie să echipăm pe ea mai tineri. Trebuie să îi împuternicim pe -a mai tineri. Trebuie să le dăm aripi la ea mai tineri. Dar nu înseamnă că no, noi, no, noi am slujit mult, frate, noi 60 de ani am făcut treaba asta, cum mai lăsăm pe alții. Nu, Biblia spune să fii credincios până la capăt. Până la capăt. Până la capăt trebuie să te implici ca împărăția lui Dumnezeu să crească. Ca împărăția lui Dumnezeu să se extindă. Și e o vreme în care eu, eu chiar cred că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu preiul la biserica noastră chiar vrea să ne scută puțin. Ca să ne implicăm, o să avem o grămadă de locuri în care te poți implica. Doar să ai inimă și dorință și să fii credincios lui. Nu vreau să stăm înainte lui Dumnezeu fiecare dintre noi.